Salut, eu sunt Andrei, bine ați venit pe canalul meu. De regulă eu nu merg cu metrou, să zic așa, n-am mai mers de foarte multă vreme, dar de dimineață chiar am avut nevoie să apelez la el pentru a ajunge într-un loc în timp cât mai util. Băi, fraților, panică, panică, direct părul pe spate, eram așa, frate, când a început toată lumea să tușească în Dita Mai metrou, toată lumea ștergea nasul, toată lumea strenuta, toată lumea era, bă, frate, nu mai reușeam, frate, eram cu gluga pusă, ai de capul meu, că toată lumea practic asta făcea, mă, frate. Bă, nu vreau să insinuez nimic. Ce ar putea, ce devastare ar fi, Johnule, și nu vreau să mă gândesc niciun moment. Câtă gripă se transmite într-un metro, nu mai merg în viața mea înapoi, nici nu mai voiam să mai aud el metro. Foarte urât, foarte urât. Era și o mamă care stătea și strânta acolo și ștergea nasul și avea un bebeluș acolo, l-avea de bea să vedea săracul. Și îi strănuta numai în gura la copilul ăla, frate. Nu e vorba neapărat de corona, frate. Chiar nu e vorba neapărat de virusul ăsta. E vorba de... Mamă, câte boli poți iei. Câte persoane cu boli se urcă într-un metro. Mă, milioane. Cred că rata mai mult de 50% se urcă fel și fel de... Toată lumea practic asta făcea. Toată lumea era tripată, răcită, terminată, sută de viață, că practic nu vezi niciun zâmbet în metroul ăla, toată lumea în gol, așa e. Ah, gata, am ajuns, gata, trebuie să plec. Toată lumea, efectiv, toată lumea e... Băi, pe mine, sincer, m-a speriat. Și nu să mă încerc metroul cel puțin o perioadă. Mai ales acum că s-o auzi și cu virusul ăsta. Voi ce credeți despre virus? Lovitură de stat? Chiar e un virus care s-a format biologic? Nu știu. Un antidot la virus ar dura tocmai 2 ani jumate să-l facă, când sunt atâți savanți care ar putea să facă lucrul ăsta foarte ușor. E evident că poate e făcut de cineva, mai ales că e anunțat că e de prin 2000 virusul acesta. De prin 2000, adică nu a rezolvat absolut nimeni problema cu virusul ăsta, nu știu. De ce să nu rezolve? Adică nu ne interesează, dar uite că s-a întâmplat și acum asta e 2 ani jumate. Da. Nu se poate, mă, Johnule. Vă las, vă pup, vă iubesc. Andrei sunt, până atunci, atenție la neatenție, ce să zic, zile frumoase, spor la muncă pentru cine merge la muncă, adică eu am plecat